prietene. Salutare, dragilor. Nu mai tragem o dată, nu place. M-am uitat la băieții ăștia. Poate vă întrebați ce caută nebunul ăsta la cămaș, că de data asta să fiu puțin mai elegant. Dubla 3, Alex a dat drumul. Dai. Continuă acum. Să rămână. Fratele vostru n-are niciun accesoriu pe el, are și el nevoie de un ceas. Astăzi vom vorbi despre ceasuri scumpe și unde să mergem în altă parte decât la Boutique Watches. Nu știu cum e aici la ușa asta, cu sunat, cu alea. Barbone, de sunat, ce fac la ușa asta? S-a deschis. Dacă mai am ușa. Asta nu se deschide. Nu se deschide ușa. Nu, închide-o și ca să intre. Păi nu mai trebuie. Dar ce faci aici? Stau între părți. Se pare că totul e securizat, avem două ușe aici, da? Te salut, hai că mă ajută și pe mine acum. Salutare, salutare, Sorin, îmi pare bine. Ce faci? Ce crezi că îmi lipsește? Dacă te uiți așa puțin la mine, ce îmi lipsește? Un ceas. Un ceas, accesorii, nu am deloc, un ceas am nevoie. Wow, wow, wow. Mamă, mamă, și colorate, tot ce vrei ai aici. Mamă, mamă, ce ceasuri avem, oameni buni aici. Păi știi tu muzica. Păi și ce facem, o reluăm? Nu, 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 Alex n-a venit acolo. Dino, hai, Alex, știi că n-am etichetă, ce crezi că îmi lipsește? Alex, eu acum că n-am etichetă, Andrei, că vezi că n-am un ceas, înseamnă că n-am o etichetă. Vreau să mă ajut tu să-mi pui și mie o etichetă, să mă vadă lumea, să zic că uite, mă, ăsta e băiat cu bani. Vreau să-mi povestesc și mie așa despre ele, prețuri. Așa. Văd doar de-astea mecanice sau avem și digitale? Sunt toate automatice și avem și unul digital, un smartwatch. Sunt pe de-astea, mă. Acesta. Acela avea 1400 de euro. E în față să se dea. E față să... cel mai... Deci dacă eu... Astea îmi par un pic mai scumpe. Da. Nu știu dacă mă pricep, da? Rolex, cam cele mai căutate. Ok. Toată lumea îmi dorește un Rolex. Calin. Acela este 15.000 de euro. Mai avem și Daily, care este puțin mai scump, este în jur de 56.000 de euro. Și mai avem și... Și ăsta, hublotul? Hublotul 16.000. Hublotul, că ești mai țărat. Hublotul. De o ediție limitată. O serie mai scurtă, legată de sporturi, de navigare, de mai multe. E Tuiga, e pentru sailing, yacht club. Uh-huh. Câte exemplare de-astea sunt în lume? Acestea sunt 250 de exemplare. Ah, la limită. Poate să-și cumpere oricine ceasurile astea? Da. Da? Dar sunt ceasuri care nu se vând oricui? Da. Da. Sunt ceasuri care trebuie să stați pe listă de așteptare. Cu siguranță eu nu voi fi nici pe acea listă de așteptare. Nici măcar să mă înscriu, am înțeles. Ce avem pe aici? Despre asta n-am vorbit. Aici avem Liz Nardin, de aur roz, oțel. Avem și Romain Jerome, acela are o poveste făcut cu metal după Titanic. A? Titanic DNA. Păi și nu e ruginit? Păi dacă e de pe Titanic, n-a ruginit, oameni, bă. Că a făcut ceasul, a luat piese din el. E făcut din metal de după Titanic. Pune și mie prețul la fiecare așa în parte. Prețul eu încep de la 10.000 de euro. De euro, 6.500 de euro, 5.000, 5.500, 6.500 de euro, 3.500 de euro. Mai ieftin aici. Mergem la mai scump. Aici avem mai scump, aici, nu? Aici avem Rolex-ul, să deschid și geamul ca să le vedem mai bine. Le vedem mai bine. Acelea sunt niște modele mai vechi, alea sunt pe la 10.000 de euro. Sunt vechi, eu spun astea noi. Dipsy la 13.000 de euro, 12.500 de euro, 18.000, 12.500, 6.500. Ăsta este un Oyster Perpetual, are mare căutare acum, sunt mai răruțe din cauza dial-ului. Este ce e ăla? Dial-ul, interiorul, culoare. A, așa, interiorul, dial. Mă gândeam deja la apelare, la dial. Ok. Acesta este 15.000 de euro, 19.000 de euro și Day-Day cu 56.000. Am ajuns la 56 și m-au luat transpirațiile. Că aveți clienți în fiecare zi, mulți. Cam cât sunt pe zi ca și medie? Avem medie de clienți, acum intră foarte multă lume pe zi, dar 1, okay. 2... Cât de des reușiți să vindeți câte un ceas? Bine, numai că românii sunt cu bani, nu mai sunt cum erau odată românii. Se vând destul de bine. Și astea sunt toate ceasurile pe care le aveți sau da, mai sunt și rezervate? Mai avem trimise și la service care mai au nevoie pentru verificări, pentru... Prețurile de catalog sunt foarte mici. Sunt undeva
cam la jumătate. Da. Deci mai bine venim la aici decât să ne ducem la reprezentanță, nu? Asta dacă găsim ceea ce ne dorim. Și ai zis ceva de service. Depinde cum de producător. Faci ITP-ul ceva? Nu, ITP-ul, dar se face o ungere a mecanismului, se înlocuiesc piese, rotițe care se tocesc și tot așa. Da, ce să mai. Am vrut să caut cel mai scump ceas. Mi l-ai arătat pe ăla de 50 și ceva de mii, dar nu este de ajuns pentru mine. Vreau ceva și mai scump. Dacă n-am avut niciodată ceas, am primit acum de curând un ceas. Nu știu la ce să-l port, ca român. Am venit să-mi iau cei mai scumpi. Atunci haideți să mergem la cel mai scump ceas pe care îl avem noi momentan în magazin. Ia să vedem, Andrei. Avem un Audemars Piguet Royal Oak din aur roz, Skeleton. Putem să-l vedem mai bine, să-l scoatem de acolo? Da. Da, deci acesta fiind cel mai scump ceas pe care l-aveți voi aici, nu te-am întrebat încă suma. Na, fiind foarte scump, vreau și eu să-l probez. Se poate să-l probez? Da, de regulă nu se poate proba, dar dacă te-am văzut atât de hotărât, putem să facem încercare, dar să mergem în... Am și bani, adică... Da, mi-l pui tu la mână, eu nu mă ating, eu nu fac nimic, eu așa o să stau. Mai are și etichetele pe adică ceasul este... Ceasul este nou, cum ar veni. Să-l punem cu grijă. Nu știam să-l închid, adică să-l deschid nistele. Fii atent că se și potrivește. E mărimea mea? Mai trebuie o zascoasă, dar în mare parte e perfect. Deci mai trebuie o zascoasă. Păi și asta unde aș putea să mă duc? Trebuie să mă duc la cineva, la o reprezentanță, da, sau la voi? La a, deci voi o face și puteți să o facem pe loc acum, de exemplu? Da. Am înțeles. Și cât m-ar costa treaba asta să mai scoate ceza? Nu costă nimic. A, păi, de ce să mai mă duc în piață la prietenul meu, care lua 10 lei și o pâine? Mi-e frică să mergi mâna prea tare, că încă n-am aflat prețul. În exclusivitate. Andrei. Da. Dacă nu te superi, cât costă acest ceas? Acest ceas costă 200 de mii de euro. Hai că trebuie să nu respiri, scoate-l repede. Scoate-l repede! Scoate-l așa ușor. Scuze, s-a întâmplat ceva? Nu, bă, că n-a pățit nimic. 200 de mii de euro. N-am nici apartament, n-am nimic pe numele meu. Bine, asta e bine, că n-am nimic pe numele meu, n-am cum să mă duc la pușcărie. Asta este motivul din care nu-l dăm să-l probeze lumea. Da, că Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva. Eram nevoie să-l plătesc? Sau reparațiile, ce se întâmplă? Doamne ferește, la 200 de mii de euro, mi-ar fi mie rușine ca și client să fac o greșeală de genul. Tocmai din motivul acesta, ceasurile de genul acesta nu le dăm la probat. Dar dacă aș fi un oarecare client care vin la voi, pe ăsta pot să-l probez abia după ce-l plătesc. Au cumpărat mai multe produse de la noi, adică nu vine cineva după stradă, intră și vrea un ademare. Și sunt după stradă, da. Care a fost cel mai scump ceas pe care l-ați vândut aici? Am avut și peste 300 de mii de euro. Păi da, ce să zic, mă sunați dacă eu vă las numărul de telefon că mai am ceva peste 400 de mii de euro. Nu vreau să ajung acasă, mă întâlnesc cu vecinul, am un vecin, stau la bloc. Și am un vecin la etajul 3 care are un ceas de 250 de mii și vreau să iau ceva mai scump. Mă fac de râs la omul. Așa este. Scos. Curiozitatea mea este de ce este totuși atât de scump un ceas, pentru că mi se pare că devine o afacere, un moft. Ele sunt foarte căutate, sunt destul de puține făcute. De exemplu, acest model, el la preț de listă în magazin la Audemars Piguet, pleacă de la 70 de mii de euro. Sunt puține produse. A, de exemplu, dacă mă duc la ei și mă gândesc, lasă că dau doar 70 de mii, bănuiesc că plătesc un avans sau ceva și mă pun pe o listă de așteptare, dar vine în câți ani? Genul acesta de ceasuri sunt doar pentru clienții fideli, Audemars, cei care au cumpărat mult mai multe ceasuri, adică nu poți merge direct. Ce le face atât de scump? Faptul că sunt lucrate manual sau... Tot așa, din cauza căutării. Lumele caută și sunt foarte puține. Da, fiind în puține exemplare, sunt și mai scumpe. Adevărul că arată superb, dar n-am haine să-l port. E negociabil, apropo? Nu prea reușești? Nu la toate ceasurile. Avem și prețuri negociabile, dar foarte puțin. Da, un ceas foarte scump, eu zic să-l ducem la loc, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva să... Te las să-l pui în liniște, acolo. Vezi să iei și cheia din ușiță.
Pentru voi cei interesați de ceasuri foarte scumpe, chiar vă recomand să veniți aici la Boutique Watches. Ați văzut ce ceasuri găsiți? Avem ceasuri de femei pentru femei? Avem și ceasuri feminine, am stângat aici. A, uite aici ceva mai finuț acolo în colț. Și astea ca la ce preț? Este de la, 8.000 de euro până la 43.000 de euro. Mai ieftin. Deci avem o gamă destul de extinsă de ceasuri. Da. Avem ceasuri care se găsesc în câteva exemplare. Chiar dacă merge la reprezentanță, noi nu o să putem să-l cumpărăm. Chiar dacă acolo îl găsim mai ieftin. Venim aici la Boutique Watches și ne luăm ceva pe placul nostru. Să ne dăm mare la vecinul de la 3, bărbaxul Mamaia Geta. Mi-a părut bine, Andrei, îți mulțumesc frumos. Bine. Că mă duc cu ăsta și zice, ce faci mă cu ăsta, că îl aveam acum 2 ani. Mă duc să nu rămân blocat aici, Andrei. Haideți să mergem să nu ne... Aici n-am reușit să plec fugind pentru că m-au închis între două uși. V-am arătat la început cum este securizat. Am reușit să vedem un ceas cum, nu atât de scump pe cât mi-aș permite eu, să nu mă fac de râs la neavecinul de la etajul 3. Mergem acum să căutăm și ceva ieftin pentru voi, cei de acasă, că poate n-aveți banii mei. O să-i schimb pe aia de un leu. Are cineva un ceas? Un ceas? 200.000 de euro. Mult, nu? Bine, nu pentru toate buzunarele. Doar pentru buzunarul meu și al tău, barbone, nu? Iar noi venim să tot... Salut! Un ceas? Nu, n-am, chiar acum am adus să cumpăr. Mulțumesc! Salut! Uite, vedeți? N-ai un ceas, se întreabă lumea cât e ceasul, nu avem. Am venit să căutăm ceva mai ieftin, mai de buzunarul nostru, barbone, unde, în altă parte, decât la Dragonul Roșu, chiar uite, chiar acum am ajuns lângă el. Astăzi ne interesează niște ceasuri de mână. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Sorin! Luciana! Îmi pare bine! Am fost și am filmat un ceas foarte scump, mai exact 200.000 de euro. Și acum căutăm ceva mai accesibil, mai de buzunarul meu, pentru că ăla de 200.000 clar nu mi-l permit. N-am nici apartamente, n-am, al meu, da. Nu m-aș duce chiar în cel mai ieftin, dar găsim ceva. Vreau așa, ieftin. O luăm treptat, îl vreau pe cel mai scump de aici, o luăm așa treptat până la cel mai ieftin, că până la urmă, la final, voi pleca cu cel mai ieftin. Care este cel mai scump ceas de aici? 97. Bun. Bine, am avut și mai scumpe, dar momentan nu. Cele de acolo care sunt smartwatch-urile. Smart avem unul la 70 în trei culori, deci ăla din mijloc. Deci avem verde, albastru, negru, alb și roz. Următorul e la 97, care este doar într-o culoare unisex. Păi și de ce așa de scump? Sunt bateriile scumpe sau ce? Spune. Merge conectat la telefon? Da. E smartwatch. E smartwatch, are un... Am și un smartwatch, mult mai ieftin. Ți-l recomand așa din punct de vedere calitativ. Următoarele ar fi din gama aceasta, deci sunt cu dată, după cum observi, astea piele mai și scump. Metal. Da. În magazine le găsești undeva triplu, minim dublu. La noi aici preț de angro este la 35 de lei. Care e rezistent la unul din ele? Ăsta. Da. Nici nu știu să nu știu de ce am întrebat. E bine să-l ai acolo, nu se știe. Poate mă neg și să reziste ceasul, da. Nu eu. Mai sunt astea. Da. Care sunt așa, cu dată, cu rea din piele. Așa. Vedem așa mai frumos. Probăm și noi unul de ăsta? Da. La fel, nu cum. Cât costă ăsta? 65, angro. Angro, deci câte trebuie să iau? 100. 100? Și pentru din diferite cutie? Ținute, diferite culori? Da. Eu zic că 10, hai, minim 7 ca să te iei în fiecare zi cu un ceas. N-am avut în viața mea ceas. Chiar mai e mai din urmă, m-a întrebat cineva dacă am un ceas și nu aveam să-i zic săracul băiat. Așa, să coborâm... Să coborâm prețul, nu? Ce, îmi place, îmi place. Aveți calitate pe, așa. Pe vânzări. Astea ba, sunt pentru, în general, pentru băieții care preferă ceasurile sport. Mai pentru mine, așa. Accesibile pentru toată lumea, zic eu. La ce preț sunt astea? 15,50 lei. 15 lei. Da? Uitați-vă în piață, în astea, 30 de lei minim. 30 de lei la piață. Maria Internațională. Da. O să ne găsiți după numărul de stand. În general... Care e numărul de stand? Ah, sus aici. 158. 158, Dragonul Roșu, numărul 8. La 158. 158, Maria Internațională. Deci e clar, se vinde. Sper că nu la mine. Uite, nu, e și rezistent, anti-shock. A, ia uite, anti-shock. Cât mă ține bateria? Eu garantez 6 luni, ei zic un an de zile. Acum depinde. Păi și așa, dacă îmi iau 7, îl țin pe ăsta 6 luni, s-a terminat bateria, nu-l mai port, nu că schimb bateria, iau alt, tot așa. Tot așa, stai așa. La banii mei, bravo. Toate ceasurile care ți le pun eu personal, toate o să le iei. Uite, deci ăsta cu portocaliu chiar mă prind. E mai sport, mai tineresc, mai de toată ziua, adică știi, nu ne pare rău. La 32 de ani nu mai sunt chiar așa de tânăr.
Aaa, deci mă bagi pe mine în depresie. Nu e adevărat, nu, nu, nimeni, eu nu. Ăsta l-aș vedea pentru ținuta ta și pentru toată ziua. Ăsta este frumos vara. Asta ar fi niște ceasuri care sunt căutate. Cam care-i vânzarea pe ziua? Nu în bani, în produse, în ceasuri. Câte ceasuri reușiți să vină spre ziua? De undeva între 70-100, ca să fiu foarte sinceră. Dacă vorbim de astea așa mai scumpuțe, nu vorbim de alea, de exemplu, care s-o play 50 ani. Am ajuns la alea ieftine. Cele mai ieftine. Deci alea cele mai ieftine, nu? Da. Astea? Care sunt pentru bătrâni, zicem noi, moși babe. Mulțumesc frumos. Ăsta e pentru mine. Da. Păi dacă tot am ajuns aici, te rog frumos, Luciana, să-mi dai și mie astea jos. Alea sunt pentru mine. Alea, stic ce căutam eu. Ți-am zis de la bun început că... Că vrei pe cel mai ieftin. Acolo o să mă duc. Ok. O să te pun puțin la treabă. Dar ce avem? Astea sunt așa. De damă, deci gama mai mică este de damă și gama cu ceasul mai mare pentru bărbați. Astea sunt la Oplay 50, sunt înlocuitor. Deci ăștia sunt de, a spus, mai bătrâne, așa, da. Cam de la ce da. Măi, acum am văzut 30. Și la 40 în sus, cam pe acolo, de la 40 în sus. Eu le-au dat acum, ca să fie. Să... Dar, sunt și oameni care au, de exemplu, mama mea sau sora mea poate să-și ia un ceas de ăsta de toată ziua. Intră la apă? Hai să zic, da, asta da, cu asta nu te speli. Câte modele de ceasuri avem aici? Undeva între 200 și 300 de modele de design. Așa, deci uite, vezi, ăsta este practic, dacă nu te uiți foarte bine, asemănător. Deci merge. Doar că astea sunt simple, nu asta sunt rezistente la apă. Ăsta este rezistent la apă cu dată, 35 angro. 35 angro. Da. Tot la ăla ieftin rămâne. Deci, ok, ăsta... avem și gama asta. Aha, încă o tehnică, ia. Deci ia uite. Deci modelele astea, astea sunt pentru fete. Chiar uite, acum văzându-l pe mâna unei femei, chiar arată ok. De multe ori... Chiar arată super. Ok, la Oplay 50, cine vrea ieftin, da. Se arată ora merge și merge. Să meargă. Nu. Ați avut probleme, nu știu, să vine cineva, domne, l-am luat și nu mai merge? Da, s-a mai întâmplat. Da? Da. Și ați înlocuit, bă, înlocuim produsul imediat, atâta timp cât nu este spart, deci el are o problemă de mecanism, da. De petar, baterie se schimbă la noi pe loc, nici nu se pune problema. Poți să-l provezi și eu pe ăsta de Oplay 50? Care vrei? Ăsta, păi ăsta e. Păi uite, poți să mai provezi așa de Oplay 50, așa? Mai pe aur, așa? Dar am și variantă un pic mai mică. Nu, no, ăsta rămâne. Ăla rămâne. Ăsta rămâne. Sau uite, altă variantă, tot de Oplay 50, tot de Oplay 50. Și toate astea. Cu maro ăsta îmi trebuie pantof. Pantof automat maro și cureaua maro. Nu, poate merge. Cred că te strâng așa. Nu mă strânge. N-am vrut eu să strâng foarte tare. Eu sunt strâns de gât în fiecare zi. Cum ți se pare? La banii ăștia e super. E super tare. La Oplay 50? Nu mi-arată momentan că are siguranță. Băi, e prima oară când port și un accesoriu. Îți vine să crezi de Oplay 50? E Oplay 50, da. Și merge, frumos. Îți schimbă... Ce-ți schimbă? Vestimentația, schimbă tot, nu? Nu te pare că sunt altă acum cu ceas? Dar trebuie să merg și așa. N-am Oplay 50 la mine, dar am o hârtie de 2 lei și nu am schimbat. Asta se dau bine acum de sărbători. Ai, cu brățară? Da. Deci vine set ceas cu brățară, da? La ce avem... Asta sunt la 65. Deci tot nu sunt cele mai scumpe. Deși astea. Dăm și o brățară, da. Nu sunt cele mai scumpe. Astea sunt la 45, sunt alte seturi. Asta cât? Toate de aici sunt 45. Ah, okay. Toate. Până la urmă mi-arată ceasul. Și acesta de aici. La fel, tot la 45. O să primim acum o gamă mai mare. Păi, Luciana, ce să zic, eu mi-am ales ceasul. Deci adică, e sigur pe ăsta? Da, degeaba mai 8 lei 50. 8 lei 50. 8 lei măcar. Hai, 8 lei, mergi, mergi. Am negociat aici, 8 lei. 8 lei la 7 bucăți. Asta e problema, cu 7 bucăți nu-mi dă mie bine. Nu pentru... ne descărcăm. Batem palma? Batem palma. Batem palma. Luciana, îți mulțumesc frumos. Cu mult drag. Ai fost foarte drăguță cu mine. Eu unde? Ți-l fac cadou pe ăsta atunci. Farfurile! Mulțumesc frumos, Luciana. Cu mult drag. Să ai mare coadă aici. Te-am pupat. Ajută. Coadă să fie până la ușă unde mă îndrept eu acum. Oameni dragi, ce să zic, am văzut un ceas de 200.000, acum am văzut un ceas de 8 lei, am reușit să-l duc la 8 lei, chiar gratis, dar îl punem 8 lei, asta înseamnă cam 2 euro pe acolo, nu? Ce să zic, amândouă merg, la amândouă trebuie să schimbi bateriile, acum e în funcție de buzunar. Dar băiatul care m-a întrebat de ceas, vin repede. Salut!
M-ai întrebat de ceas. Da, stai puțin să-mi fac și eu feza, nu mă filmă așa. Scuze. Scuze. Ai văzut câte ceasul măcar? Să fie. Lasă-l. Hai, barbă. Una peste alta vă luați și vă ține buzunarul. Ăla e ceva de colecție, ceva unicat, 200.000, aur. Ăsta merge 6 luni, schimbă bateriile, merge iar. Ne vedem data viitoare. Aștept mesaje din partea voastră. Subscribe și tot ce trebuie. Vă pup, la revedere.